găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. A debutat acum ceva vreme pe prima noastră scenă fotbalistică, așa cum spun ziariștii mai bătrâni. A adunat multe partide, din păcate a urmat o accidentare și exact așa cum spune și el, nu în cel mai bun moment al carierei. Bine, o accidentare nu e niciodată bine să vină, indiferent de momentul carierei. Din păcate a urmat apoi ceva probleme, dar încercăm astăzi să discutăm despre părțile bune, frumoase ale fotbalului cu Robert Grecu. Bună dimineața, Robert! Neața și mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim! Zi-ne întâi ce faci în momentul ăsta? Știi că nu e emisiune de actualități, de actualitate, dar trebuie să te întrebăm. În momentul ăsta mă pregătesc, mă antrenez, încerc să prind un ritm ca să pot să reușesc să prind și o echipă, un contract, pentru că stau de ceva vreme și mi este destul de greu. Bun, ultima echipă este Astra, de care te-ai despărțit? În martie. Știu, nu-i după de râs, nu-i de râs. Un memoriu destul de lung și o situație financiară destul de grea și acolo. Bine, știi cum era să te întreb, dar nu putem să facem nici măcar haz de neca și unde e știrea, pentru că toți cei care pleacă de la Astra știe, așa se... dar nu e de râs. Nu este, este foarte greu. Prin ce am trecut acolo, nu m-am gândit niciodată că să mi se întâmple, pentru că aveam zile în care pur și simplu nu aveam ce mânca. Nu aveam masă, nu aveam cazare. Deci asta că mai găteați voi sau că vă spălați voi sau astea e adevărat. Și la stadion unde stăteam acolo, unde ar trebui să stai de fapt, este, nu știu, e horror pur și simplu. Nu ai cum să treci acolo în cămăruța, e foarte, foarte greu. Plus de asta eu am și soție, avem și un copil. O să nu crească, da. Și puteți seama că nu puteam să stăm acolo la stadion. Trebuia să mergem la hotel sau... oriunde, dar mai acolo, să nu stăm. Mie îmi pare rău că trebuie, la modul sincer, că trebuie să dăpânăm, știi, amintirile astea, că nu îi face nimănui plăcere, nici să întrebe și nici să răspundă. Da. Dar, din păcate, asta este situația fotbalului românesc. Foarte greu. Foarte greu. Hai să trecem la lucruri mai frumoase. Cum ai început tu fotbalul? Păi m-am apucat la 7 ani și puțin, cred. Am fost la un meci la FC Argeș cu fratele meu, care este mai mare ca mine, m-am dus la meci la FC Argeș. Am stat la meci, s-a terminat meciul, după care lângă stadion acolo sunt două terenuri mici de sintetic și erau niște copii și se jucau pe acele terenuri. Și mi-a zis fratele meu, mă, intră și tu și joacă-te cu ei. Am intrat acolo, m-am jucat puțin cu ei cu mingea și a venit un antrenor la gard acolo și m-a chemat. Face, copilul, vină mă puțin. Mă duc la gard, face, cum te cheamă, de unde ești, câți ani ai? Mi-am spus toate astea, face, de mâine să vii la antrenament. Ok, o să vorbesc cu familia și probabil o să vin, că îmi plăcea foarte mult. Și așa deci am început. Deci tu mingea și mingea te iubea puțin, da. Că dacă te-a văzut, da. Ai făcut ceva bine, da. Cum zic eu, nu? Că altfel da. Nu, că lor le sare în ochi, mai ales celor care au văzut atâta. Dar tu de mic cu fotbalul? A existat și altă variantă? Nu știu, nu, not? Nu, doar fotbal. Și când eram mic mi-a zis mama, ori îți alegi școala, ori fotbalul. Și pe primul loc a fost fotbalul. Chit că, na, clar este ok să mergi pe ambele, da, cât se dar poate. Este foarte greu, părerea mea, nu da, știu. Cât se poate. Da. Avea idol și asta, adică voiai să fii ca cineva când erai mic? Băi, Robert, da. cine vrei să fii tu când ești mare? Din România sau așa, da. În general? În general, așa zic, nu știu. Mi se spunea Bănel Nicoliță când eram mic, că alergam tot la fel, alergam foarte mult, da. Și aveam și un tricou cu el. Deși tu ești fără plămâni? Cum se zice? Acum nu știu ce să zic. Nu în ultimul an. Nu în ultimul an, nu se... Dar, bun. Da, alerg. Te-ai dus, te-ai dus, ai vorbit cu ai tăi și... Da, m-am dus, am început, făceam, mi se pare că trei antrenamente pe săptămână făceam atunci, da. Doar că ei erau mai mari, eu 98, eu eram, acei colegi erau de 96. Și am stat acolo, da, am stat, nu știu, cred că jumătate de an am stat acolo, după care... M-a trimis la grupa mea de 98 pentru că a zis că sunt mai mari ceilalți și este destul de greu. Da, a fost la 98, acolo am stat, cred că, 2 ani. Și după de la 98 m-a trimis la 97 pentru că a zis că sunt mai bun ca cei de 98. Nu-i bine nici da, aici. Și mă țin pe loc și a trebuit să mă duc la 97 și acolo am rămas. Bun, și după aia ai ajuns la domnul Hagi? Sau la... Da. Am ajuns la Academie, la Hagi. Dar stat... cum te ia Hagi? Explică-ne, el are o rețea în toată țara sau cum a aflat de tine? Păi cum ajungi la Academie, la Gică? Te vede, te urmărește, pur și simplu. Și dacă, da, la turneu, la
Na, tot. Da. După, dacă e mers pe niște probe, dacă e probele, bine, atunci, așa era atunci când am fost eu, acum nu mai știu cum mai este. Am dat niște probe și le-am luat. Bun, și nu ți-a fost greu să te muți acolo? Mi-a fost foarte greu. Știu că plângeam după mama foarte mult, mi-era foarte greu. Chit că eram foarte mulți copii acolo, în academie eram foarte mulți, că stăteam toți la un hotel, dar mi-a fost greu. Mi-a fost greu la început. Mulți copii, mulți rău? Și el mai face după aia încă o selecție sau cum? Ia din toată țara? Da, ia din toată țara. În jur de 70-80 de copii, cred că eram pe atunci, dacă mi-am duc eu bine aminte, într-un hotel. Cum sună asta? Da. Și tu stăteați acolo, făceați lecții, ore, școală, în afară de antrenamentele propuse. Adică studiu te punea să înveți o oră jumate, obligatoriu trebuia să mergi să înveți. Aveam 3 mese pe zi. Deci exact ca în străinătate. Da. Nu, un program foarte, foarte bun și nu numai pe mine cred că m-a ajutat, cred că pe mai mulți. Ți-a fost greu? Ai vrut vreodată, ai spus vreodată, bă, eu m-aș cam lăsa, că nu mai pot, mi-e vorba ta, mi-e dor de mama, adică ți-a venit vreodată Nu. Adică iubeai fotbalul atât de mult încât... Da. Nu, pe dacă am spus că vreau să merg pe chestia asta, am rămas acolo. Și a fost bine. După, adică acolo ai căpătat, hai să nu știu dacă să zicem experiență, dar ai căpătat încredere, nu? Știință? Da, da. Încredere. Greu? Ca așa cu... Acum ți-e ușor, știi, greu, vorbind. Greu. Pentru că la noi în România, la junior nu prea face absolut nimic, în afară de academie, părerea mea că nu prea face absolut nimic la copii. Și acolo am învățat destul de multe chestii, chiar dacă au fost mai greu, dar le-am învățat pe parcurs, le-am învățat și a fost tot ok. M-am descurcat după. Și m-a ajutat în timp. Ai debutat? N-ai debutat la ai jucat la ei? La Viitorul? Nu. Te-ai transferat la... La SCM Pitești, la Liga 3-a. Da. Am stat, venisem în returge la SCM, ne băteam să promovăm pentru Liga 2-a, dar ne băteam cu afumați. Mi se pare că am terminat la egalitate de puncte ambele echipe, doar că ei au avut gol averaj sau ceva de genul și au promovat. Și am mai stat după încă un an la SCM Pitești, unde am marcat atunci la Liga 3, am marcat 12 sau 13 goluri și tot la fel, 11 asisturi. Fotbalul greu acolo, bun, adică la Liga capeți experiență, 3-a. Da. Că da, pe de asta, de asta și vreau să merg, pentru că am vrut o schimbare și să joc și eu la seniori. Nu știu, aveam, cred că 18 ani, abia împliniți. Da. Și m-a ajutat foarte mult. Adică e fotbalul ăla despre care se povestește. Cu suit pe garduri, cu... Nu știi de unde vine. Da. Nu știi ce te lovește. Și cu bune și cu rele, normal, dar da. Acumulezi o experiență. Da, a fost după bine. După a venit știrea aia că Dică te vrea. Că mi-aduc aminte că era știre, nu? La FCSB, nu? Da, pe l-am avut la SCM Pitești, l-am avut pe el antrenor. Corect. Și de acolo mă știa. A venit la... La FCSB. Da. Era chestia cu regula Under 21. Da. Și nu. Mă, erai perfect. Hai. Când am auzit, nu știam ce să cred. Ce să... Nici nu mai știu. Că știu că am plecat a doua zi, mi se pare, am plecat în cantonament. Erau în Olanda, dacă mi se pare, în cantonament. Wow. Am plecat singur. Hai cu energia! Hai cu magia! Hai România! În fiecare zi, în direct la Antena 1.